Cum ar fi să ne pice linia în oră? Trec aici. Bruh. What the dog doing? Un video, mami, gente, me gustaría saber de unde tu pierdes tiempo. După cum ați văzut și din thumbnail, astăzi jucăm Stumble Guys și vreau să vă arăt cum puteți să luați un skin gratis în Stumble Guys, un skin foarte tare după părerea mea, sincer, și vreau să mai vorbim despre o chestie foarte interesante la care am stat eu și m-am gândit și așa și mă gândeam, boare, ce ar fi să se adauge chestia aceasta, adică ar fi o super colaborare din partea acestor două jocuri. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să lăsați acolo cât mai multe comentarii dacă vreți să apăreți și voi în următoarele videoclipuri pe ecran, așa cum apare abonatul zilei de astăzi. Pam pam pam. Ok, hai să intrăm și ne pe shop în primul rând să vedem ce mai e pe aici. Ok, eu am 28 de Stumble tokenuri, la 35 facem ăsta, e smoke, smoking wheel, unde avem skinul acesta de smoke, din păcate n-am gemuri și așa. Hai să dăm și noi la free spin-urile astea, poate ne pică și nouă tokenuri sau iteme duplicate și tot așa, ar fi super tare. Hai să dăm și noi la ele, avem 1 și 2, acum dăm primul, deci avem 2 în total. Hai să vedem ce ne pică din primul, ar fi tare să ne pice legendară, cum ar fi să ne pice legendară? Și fii, mamă, deci dacă ne pică legendară, bă, dar nu cred că îmi pică mie niciodată legendară din Lucky Spin-urile astea. Nu știu, scrieți-vă acolo în comentarii, v-a picat vreodată legendară? Chiar sunt curios dacă vă v-a picat vreodată legendară, că mie nu vrea să-mi pice, frate. Adică îmi dă așa bait în continuu. Și acum și cu tokenurile și aia. Hai să vedem ce mai e pe aici. Avem ăsta de 10, așa nu ne interesează. Ăsta chiar e interesant și sincer cred că chiar ar merita la 1 euro. Ăsta de 2 euro, nu știu ce să zic. Cred că da, și ăsta ar merita de fapt. Acesta de 1000 de gemuri și un smoke footstep, 5 euro. Păi eu zic e ok și ăsta, sincer, dar astea de aici, astea nu știu ce sunt cu ele. Doamne, să dau 200 de gemuri pe un footstep? What? Cum adică? Și pe ăsta 675 de gemuri și pe ăsta la fel mi se pare cam mult. Nu știu, vă vi se pare la fel? Nu știu, mie mi se pare cam mult, sincer, dar hai să mai trecem și noi pe aici și vedeți că avem un skin gratuit, dar nu este vorba doar despre acesta. Vreau să vă mai zic despre ceva ce ar fi super tare să se adauge. Hai să luăm și noi carnivalerul ăsta, așa se numește. Ok, de la carnival, cum s-ar spune, e o legendară, mamă, bă, avem o legendară free, o legendară free care este super tare, chiar arată ok, sincer, chiar arată ok, o să intrăm și să jucăm, deci acum o să dăm să jucăm și o să vorbim despre treaba aia, de ce vreau eu să vă zic așa, avem skin-ul cam acesta este, și hai să jucăm și noi pe Treasure Hunt, este un nou event care a apărut zilele acestea, adică ieri a apărut, bine, când filmez eu s-ar putea să vedeți videoclipul ăsta după zi sau două, habar n-am, dar este super tare că putem să ne jucăm și cu prietenii, putem să ne jucăm și cu și solo, adică pot să intru cu voi să fac live și tot așa să ne jucăm aici, să dau invite la player, văd că nu e nimeni intră la ora asta, bine, este ceasul 12 și 10 minute, adică 00 și 10 minute când filmez acest videoclip, sâmbătă 25 februarie, deci cam așa e. Scrieți și voi acolo în comentarii la ce oră vedeți acest clip, foarte important, chiar sunt curios la ce oră vedeți voi clipul acesta și hai să dăm și noi la solo și să vedem, deci avem aici, prima rundă avem Treasure Island, noua hartă, a doua rundă la fel și a treia rundă e o hartă random, dar s-ar putea să fie tot aceasta, să fie 3 runde la rând, dar hai să vedem ce putem face și să vorbim și noi despre ceea ce vreau eu să vorbesc, să vă zic și tot așa. Ok, și harta ne pică, logică, Treasure Island, dar hai să vedem pe ce parte suntem. Cred că suntem în... ok, suntem pe aici, pe la Lava Rush, ceva de genul. Partea asta e să colectăm și nebănuții. Din câte știu eu, cel mai bun loc este pe partea aceea, dar o să vină lume foarte mult în partea asta. Adică aici cresc cum ar veni, apar cât mai multe coinuri, sunt cel mai multe coinuri de pe hartă, dar treaba asta e în felul următor, e cu duș întors, deoarece lumea poate să vină aici, adică uitați că suntem și să rămână libere astea în partea cealaltă și oamenii să nu mai vină și așa aici sau să vină. Deci e cu duș întors acest lucru, dar hai să ne avem, suntem pe locul de avem 22 de astea. Bă, am rămas singur aici? Se pare că aproape am rămas singur, dar este foarte bine, deoarece, uite, toată lumea zice, bă, uite, hai că am ajuns și pe primul loc. Toată lumea spune, bă, dar aici o să vină toată lumea și degeaba sunt multe de astea, că o să vină toată lumea și eu nu pot să le iau. Toată lumea o să creadă în așa fel încât nu o să vină și o să rămână astea pentru mine, cum ar veni, pentru mai puține persoane. Adică e cu duș întors, am zis, dar acum hai să vorbim, să vă zic și eu despre ceea ce vreau să vă zic, ok, sunt pe primul loc, bă, dacă mă mai lovesc bombele astea, nu știu ce fac, dar da. Hai să vorbim și despre ce vreau eu să vă zic și tot așa, ca să nu vă mai țin mult, să nu vă mai rețin mult. În primul rând, dacă ați ajuns până aici, e foarte important să scrieți acolo în comentarii, hai să scriem faraon, nu știu, mi-a venit cuvântul ăsta în cap, hai să scriem faraon acolo în comentarii, bă, da, sunt pe locul de acum, pe locul 2 nu prea e bine, da, adică oricum e bine că termin, că știi cum ar fi, a, uite, locul 1, apoi 52, 53, 54, 55, lejer, hata, hata, pa, pa, pa. Pam, 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 pam. Știți videoclipul acela cu femeia bătrână care era în spital și nu știu ce avea
Bine, nu râd așa de ea, dacă avea o problemă sau ceva, habar n-am. Dar ce am continuat. Ta 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 ta. Nu știu, scrieți, dar spuneți și mie dacă știți videoclipul acela. E cam vechi, sincer. Ok, am luat locul 2 din păcate. Nu, dar toată lumea are skinul acesta. What? Și acum, hai pe bune să vorbim. Și ceea ce vreau eu să vă zic, ce mi-a venit mie așa în cap, un concept super tare ar fi, după cum ați văzut și din thumbnail, acel skin de Among Us, skinul roșu, adică clasicul, cum ar veni logo-ul de la Among Us, cum ar veni, ar fi super tare să facă cei de la Stumble Guys o colaborare cu cei de la Among Us, dar nu știu dacă este posibil. Adică este posibil, dar depinde treaba de ei, să facă ei o colaborare în așa fel să adauge caractere din Stumble Guys pe Among Us și caractere din Among Us pe Stumble Guys. Nu știu, zic că ar fi super tare să adauge caractere din Among Us pe Stumble Guys, de exemplu, ar fi chiar tare să adauge, să mă joc aici cu Among Us-ul ăla roșu sau cu ceva de genul. Chiar ar fi super tare. Scrieți voi acolo în comentarii dacă vi se pare tare ideea aceasta. Eu zic că este o idee super tare și chiar ar fi extraordinar, ar fi extrem de tare, extrem de șmecher, pe bune, chiar ar fi super tare. Mamă, dar stai că acum nu mai fac coinuri, e o problemă, dar nu-i nimic, rezolvăm, să ne calificăm și noi, să fim printre primii, că dacă nu suntem printre primii e cam nașpa. But ce ăla? What? Bănuț? Ok, what? E bănuț de foc? Care-i faza cu bănuțul ăla? Că nu l-am mai văzut niciodată până acum. What? Unde s-a dus? Eu vreau să-l prind, eu vreau să iau bănuțul ăla, dar nu știu unde s-a dus bănuțul. Cred că a plecat sau l-a luat cineva. Probabil îți dă mai multe de-astea, nu știu, sau îți dă, dublează coinurile și toate astea. Adică dacă iau ăla, aș putea să iau, când iau acum un bănuț, să-mi ia 2 sau ceva de genul, să multiplice. Habar, dar nu știu care e faza cu acela, că nu l-am prins, vreau să-l prind, dar n-am avut timp. Dar și aici se spawnează multe de-astea, mă, dar e nașpa că vin țepile astea. Da, scrieți voi, cum v-am zis mai devreme, chiar sunt curios de părerea voastră dacă v-ar place să se întâmple treaba asta, să existe o colaborare între cei de la Stumble Guys cu cei de la Among Us. Eu zic că ar fi super tare, chiar ar aduce un plus în jocul lui și ar fi super, super tare. Hai să vedem, ne calificăm, bă, nu știu, bă, de fapt cred că mă calific, sunt pe 5, da, mă calific, e abia a doua rundă. Trecem în runda finală, asta e treaba, 7, nu, 8 persoane, mamă, deci dacă eram al 9-lea, mă duceam, dacă eram al 9-lea, eram papa. Am mai rămas cu încă o persoană care are același skin cu al meu, hai să vedem ce hartă pică totuși în finală, că s-ar putea să nu pice Treasure Island, dar este posibilitatea, cred că văd că tot apare pe aici, prin stânga, dreapta. Când se mișcă astea și da. Ok, Honey Drop. Bă, da, Honey Drop a fost și în episodul trecut, dacă l-ați văzut, episodul de ieri sau l-ar trebui, nu știu când postez videoclipul acesta, dar episodul pe care îl postez înainte de ăsta, cum ar veni, care i-a fost postat înainte de ăsta. Scrieți-vă acolo în comentarii dacă l-ați văzut și mamă, stai că era să cad acolo. Dacă l-ați văzut, că a fost fix același parcurs cu astea, dar de data asta sper să câștig acolo, am uitat să mai sar. Am fost cam nașpa faza aia, dar a fost cât de cât amuzantă. Nu știu, cam uitat așa și să mai sar și toate astea. Mamă, stai să am grijă pe aici. Trec așa. Bam. Trec așa. Trec și aici. Trec și aici, trec și aici, trec și aici, trec și aici. Bruh. What the dog doing? Un video más, mi gente. Me gustaría saber de dónde tú pides el tiempo. Aici. Nu. Doamne, mai rău decât data trecută. Până la urmă vreau să-mi scrieți acolo în comentarii părerea voastră dacă încă n-ați scris. Dacă încă n-ați scris acolo în comentarii, vreau să-mi scrieți neapărat toți care ați ajuns până aici și ați ascultat tot acest videoclip, ați ascultat toată chestia asta, am avut eu în cap cu Among Us, cu Stumble, toate astea, whatever. Scrieți acolo în comentarii, este o idee bună, chiar sunt curios de părerea voastră, eu zic că este o idee bună și chiar țin să cred că voi chiar sunteți de acord cu mine. Scrieți acolo în comentarii, sunt de acord cu tine, ar fi tare să adauge chestia aceasta. Și da, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă mai vreți să facem episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și vreau să mai facem și Roblox Doors. Deci aveți în partea stângă aici, dacă n-ați văzut încă primul videoclip cu Roblox Doors, o să mai facem dacă vreți voi și o să jucăm și cu voi, poate facem și live-uri, cine știe. Pa, pa!